Dragii mei, îmi cer iertare că v-am lăsat marța trecută puțin în ceață, dar așa de tare ne-am înfierbântat cu Vlad în povești, încât am ales să continuăm ca să rămâneți cu ceva, adică să facem și ceva treabă. Nu este numai Vlad. Am adus-o și pe Ioana, astfel încât East meet West. Sper din tot sufletul să nu facă copiii ăștia doi, că ar face Olteni. Glumesc, dragii mei. Sunt copiii mei de suflet. Unui de suflet și unui chiar de trup. Ioana. Și am adus să le spăl creierașele, bineînțeles, și să-i folosesc pe post de cobai, pentru că, acum serios, vreau să demonstrez, să trecem în revistă, să le demonstrez, să le facem, să vi le prezint. Toate tehnicile din Shambhala. Toate tehnicile pe oameni, direct. Și ca să nu mă apuce iarăși logoreea și bătutul câmpilor cu grație, intru direct în ceea ce am numit eu foarte pompos protocolul terapeutic Shambhala. Care, pompos nepompos, se compune din 5 etape distincte. Este singurul sistem terapeutic care folosește energie și informații structurat în acest fel. Formația mea de inginer m-a ajutat foarte mult. Vă spuneam data trecută că am stat vreo 3-4 zile fierbinți împreună cu maestru Curin să deschidem, să tăiem o potecă prin hățișul sistemului care se numește Shambhala. De ce hățiș? Pentru că, mai țineți minte, foarte multe energii de lucru, foarte multe simboluri, unde mai pui arhanghelii, sfinții, maestrii ascensionați, flacăra violetă a lui Saint-Germain, ce mai aveam? Uneltele de lucru, săbii de lumină, cuburi și alte forme geometrice. Și atunci, cei mai mulți care au făcut cursul de Shambhala și au făcut inițierile, au renunțat complet să mai practice Shambhala, pentru că este prea complicat. Nu au făcut la curs în acest mod structurat antrenamentul și eventual au rămas cu tăierea legăturilor, stringurilor, cu Arhanghelul Mihail și cu două, trei simboluri. Da? Ei bine, cele 5 etape. Dragii mei, fiți atenți, deschideți-vă ochii și sufletele. Pregătirea terapeutului. Apropo, tot ce fac pe un om, pot să fac în sistemul Shambhala și pe mine însumi. Autotratamentul. Vlad își amintește de la curs. Deci pregătirea, purificarea, curățarea energetică, echilibrarea, terapia propriu-zisă, este doar o etapă, și încheierea terapiei. Este o etapă de sine stătătoare. Fiecare etapă dintre cele 5 are tehnici diferite, metode diferite, energii diferite. Fiecare tehnică o putem scoate din context și o putem aplica separat. Doar acea tehnică. Ei bine, eu o să mă plimb în jurul invitațiilor mei, o să vă povestesc și o să demonstrez. Pregătirea, prima etapă. La pregătire, de altfel, o să mă ridic. Ca să nu se plictisească, o să lucrez alternativ. Când pe unul, când pe altul. Voi prefera să folosesc pentru Ioana energii masculine și pentru Vlad energii feminine. Astfel încât va fi un bocet emoțional la finalul emisiunii.
Pregătirea este prima etapă. La pregătire trebuie să mă pregătesc eu pe mine și să pregătesc clientul, pacientul. Primul lucru care îl fac la pregătire este să-mi iau ștecherul pe care îl am în creștetul capului și să îl înfig în priza de energie pe care scrie Shambhala. Am o etichetă. Adică conectarea cu sursa de energie a sistemului. La Shambhala, prima conectare și cea mai importantă care rămâne pe viață este inițierea. Inițierile care le primește fiecare, le-am primit și eu. Dar conectarea ulterioară se face invocând energia Shambhala în felul acesta. Palmele ținute în dreptul pieptului, ochii sunt deschiși, spunem în gând sau cu voce tare, Shambhala, Shambhala, Shambhala de 3 ori, inspir adânc, apnee câteva secunde și apoi expir. Este modul de conectare, prin invocare. Apoi, eu știu pe de rost ce trebuie să fac, pentru că lucrez foarte mult de ani de zile cu Shambhala, dar vreau să vă dau speranțe. Dacă aveți această carte, pe care o puteți avea când vreți, cu cartea deschisă, astfel am scris-o, încât să fie un ghid pas cu pas de terapie. Asta scrie în carte, da? Palmele ținute la nivelul pieptului, mișcându-se ușor, ochii închiși sau deschiși. În gând, Shambhala, 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 inspir adânc, apnee, expir. Vă citesc din propria mea operă. Apoi, o scurtă rugăciune, tot în gând, Tată Ceresc, trimite-m, te rog, entitățile și îngerii de lumină, care vor, pot și trebuie să vină, să mă ajute în această terapie pentru Vlad sau pentru Ioana. Inspir, v-am învățat cu modul acesta de a ne ruga, după fiecare algoritm, rugăciune pe care rostesc, inspir adânc, apnee, expir, mai țineți minte de ce? De ce? Pentru ca informația rațională, rugăciunea spusă este un algoritm rațional, emis de pe o structură muritoare, care nu are bătaie prea lungă. Ajunge până la Bolintinul din Valea aproape? Sau ce? Care e cel mai aproape? Până la Otopeni. Da? N-are bătaie radioul. Ei bine, în schimb, sufletul sau subconștientul are bătaie mai mare. De ce? Vorbeam într-o emisiune trecută noi despre puterea sufletească. Puterea cea mai mare este puterea sufletului. Celelalte, puterea minții și puterea fizică, sunt puteri limitate, căci sunt legate de structurile noastre muritoare. Bine, dacă cumva există dureri, te doare ceva, Ioana? Acum nu. Nu. Pe tine? Am simțit un pic mai devreme la spate, dar a trecut. Dacă există dureri, facem următoarea invocare. Îngeri ai durerii, de 3 ori spunem, îngeri ai durerii, îngeri ai durerii, veniți aici și acum și îndepărtați orice durere din Vlad. Inspir, apnee, expir. Și aici vorbim doar de una fizică sau poate să fie una emoțională? Durere fizică. Strict. Îngerii durerii sunt îngerii de durere fizice. Pentru că, știi, poate să-ți vină un pacient care are niște dureri crâncene în momentul când ajungi tu la el. Că dacă are dureri crâncene, nu ajunge el la tine. Și degeaba încerci să-l pui pe un om să intre în meditație, să-și vizualizeze, să se roage, când el zbiară de durere. Deci vorbim de o durere cumva, puternică fizică. Înainte, eu am încercat cu invocările. Nu merg de fiecare dată. Dar nu mă costă să fac invocarea, mai ales că de câteva ori durerile s-au diminuat din start. Doar după ce am făcut, la 2-3 minute după ce am făcut invocarea. Că o fi subconștientul meu, că o fi vorba de puterea minții, că într-adevăr chiar vin niște entități care se ocupă de alinarea durerii, pentru că durerea este tot o energie.
Eu chem niște energii inteligente, ăștia sunt îngerii, energii inteligente, care au anumite fișe ale postului. Am nevoie să fiu protejat și eu, terapeutul, și să fiți și voi, pacienții, într-un spațiu safe din punct de vedere energetic și chiar spiritual. Devine foarte vulnerabil dacă nu aplicăm acest... Uneori devine vulnerabil. Uneori, adică cum? În ce fel? Somatizări foarte puternice. Da? Gândește-te că în timpul unei terapii profunde Shambhala ești deschis și permeabil. Nu am deloc nevoie ca să mă trezesc cu vreo entitate conceptual malefică, semi-drăcușor, care, văzând atâta lumină în astral, să zică, el era în patrulare, știi? Ia să văd eu ce păcătos a mai pornit-o pe calea elevării spirituale. Și ajunge la mine sau la tine. Și, fiind entitate conceptual malefică, este mult mai bătrână decât specia noastră. Prin urmare, are un IQ mult mai mare decât al nostru. Și ne citește mintea. Și zice, o, da, vrei la Dumnezeu? Da, vrei în lumină? A, cursuri! Hai să te încerc eu, să vedem cum stai tu. Cu testele. Da? Okay. Și poate să-ți vâre în cap sau atinge o tenebră din subconștientul tău și îți vine să-mi dai două palme brusc. Brusc te enervez. Da? Și te blochez, îmi blochez terapia. Este suficient să mă înjuri în gând și mi-ai blocat energiile. Pentru că eu nu sunt invaziv ca terapeut. Pot să te sparg, că am puterea. Dar eu nu, când fac terapii, nu fac lucrul acesta. Dar simți că ți-aș transmite ceva dacă m-ar atinge această entitate? Da. Fără să spun absolut nimic, simți prin energie? Simt că energia care ți-o dau eu, nu de la mine, nu e a mea, eu sunt un canal, care ți-o transmit eu, îmi vine înapoi. Și îmi vine înapoi brutal. Da. Da? Okay. Sau, în cel mai bun caz, simt că fac terapie spirituală la o bordură de beton. Și cum distingi dacă eu sau Vlad ne-am închis noi, pur și simplu, și respingem noi? Cei mai mulți se închid ei. Disting treaba asta. Energetic. Disting energetic. Avem nevoie de un spațiu safe, energetic. Apelăm la Arhanghelul Mihail. Dau mai puține explicații, că nu o să terminăm nici în această emisiune Sistemul Shambhala. Și invocarea o citesc, o știu pe de rost. Da? Întâi vă demonstrez că o știu pe de rost, ia să nu mă uit. Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, trimite-mi, te rog, coloana ta de lumină ca să curețe și să protejeze acest spațiu sacru al vindecării. Inspir adânc, apnee, expir. Opțional, vizualizez o coloană de lumină. Mie mi se arată tot timpul într-o culoare argintie, este argintiu, dar cu reflexe de albastru cobalt. Este cunoscut în domeniu culoarea energiei Arhanghelului Mihail și de altfel a celebrei săbii de lumină. Este albastru cobalt, albastru electric. Bun. Care este recomandarea ta în privința duratei unei apnei? Deci cât ținem? 3-5 secunde. Da. Ocupându-mă mult de respirație pranică, în tehnicile terapeutice folosind respirația pranică, 5 secunde inspir, 5 apnee, 5 expir. Mm-hmm. Cam așa. Da, am răspuns la întrebare? Da. Bine. Ok. Acum, nu uitați că, dragii mei, că suntem în plin proces terapeutic. Sunt tot la pregătire. Pregătire. Urmează armonizarea sufletelor. Al meu, sufletul meu, terapeutului, cu al Ioanei, cu al lui Vlad. Și al Ioanei și al lui Vlad, cu sufletele importante pentru ei.
Ce înseamnă armonizarea sufletelor? Foarte complicat, iertare. Acum ne facem iertările. Exact. Deci, de data aceasta pun palmele pe capul Ioanei. Vă arăt odată, sunt în spate, pun ambele palme pe capul Ioanei și în timp ce țin mâinile ca la binecuvântare, deși nu sunt un om special, execut, spun algoritmii de iertare cu Ioana, care sunt scriși în carte, dar sună cam așa, foarte simplu. Cei mai simpli algoritmi de iertare sunt cei mai simpli și sunt foarte eficienți. O iert pe Ioana pentru tot ce a greșit față de mine, acum și altă dată, în sensul de alte vieți, în viața aceasta și în alte vieți. Îmi cer iertare Ioanei pentru tot ce am greșit față de ea, acum și altă dată. După ce am spus algoritmul, nu uit, inspir, adânc, apnee, 3-5 secunde, expir. Pentru ca afirmația mea să ajungă prin apnee, stare alfa, la nivel de subconștient, unde subconștientul este o umbră a sufletului. Nu este sufletul, dar este un portal de conectare. Mă pot prin beci intru. Da? Este suficient ca doar terapeutul să facă această iertare sau la rândul lui pacientul va trebui să spună? Mie îmi place ca pacientul să simtă, nu să simtă, pentru că nu știi dacă ai iertat sau nu. Dar știi ce se întâmplă? Dacă faci tehnica de iertare și mai faci și respirația asta, care e foarte simplă, eu n-am nevoie de o iertare eternă, totală, completă. Ca sta un an și o vară, să tot iertăm. Moment. Mie îmi trebuie o fereastră de iertare. O breșă. O breșă. O breșă. Ca să intru. Să mă accepte. Știi de ce? Chiar dacă o văd pe Ioana pentru prima oară, nu-i cazul. La prima oară, bună ziua, bună ziua, sunt Ioana, și că am venit la terapie, da, stați jos. Deci nu există neiertări între noi reale din viața aceasta. Deci nu ne-am întâlnit. Dar într-o viață trecută, poate ne-am întâlnit. Adică cu siguranță ne-am fi întâlnit pentru că altfel nu venea la mine la terapie. Punct. Și s-ar putea ca să existe neiertări karmice între noi. Ea nu știe, eu nu știu. Și datorită aceste meritări a venit la... Mi se blochează, mi se limitează eficiența terapiei. Și atunci am nevoie de o breșă de iertare. În regulă. Este un shortcut, dar foarte bun. În definitiv, pe mine mă interesează să fac treaba de terapeut și să fiu eficient. Căci altfel, dacă dau numai din gură, da, putem vorbi despre sfinți, ne putem ruga, psalmi, dar dacă ne folosim doar genunchii, ne stricăm ligamentele încrucișate, adică stăm în genunchi. Și dacă zbierăm rugăciuni, putem să le zbierăm oricât de mult, nu ne aude Dumnezeu. Pentru că ne folosim doar colzile vocale. Exact, cultură asta militare. Vreau să întreb acum. Sunt mulți care, în cazul pacienților, da, care au probleme și dificultăți să ne spune, îmi cer iertare față de terapeut, de dorul. Este incredibil cât de greu este. Da, 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 este foarte greu. Este incredibil și să te gândești că ai putea să-și ceri iertare. Știi de ce, Ioana? Hai cu iertatul mai mergem. Dar să o zici. Cu iertatul unei alte persoane, da, uite, Vlad, te iert. Când, da. Ai aruncat niște cuvinte. Ai aruncat niște cuvinte. Nu, merge pentru că noi suntem de mici învățați, tu trebuie să fii iertător, să... Dar... Și cum simți când trebuie să-ți ceri tu iertare celui pe care îl consideri torționarul tău? Celui care ți-a distrus viața. Și reacția este omenească și firească. Zice, eu am un caz din terapie. 25 de ani, o tânără femeie, 35 de kilograme, boală gravă.
era lipsită complet de energie, stătea într-un fotoliu, leșinată, quasi leșinată, și am explicat conceptul de iertare și cerut iertare. Când i-am spus că trebuie să-și ceară iertare de la cel care a părăsit-o pe patul de spital, da? A înviat brusc, a sărit, eu am înțepenit de frică. Eram și mai la început, am intrat într-o poziție de apărare din karate. Da. Dar mi s-a părut uriașă, a sărit plină de vigoare, în picioare, cu degetele făcute ghiare, cu dinții rânjiți. Deci dacă eu să-mi cer iertare, l-a strânge de gât dacă l-aș avea în față. Și eu am zis, ok, asta e. Îți dai seama cam cum este. De asta te-ai îmbolnăvit, sorry. Hai să o luăm încetul cu încetul. Am luat-o încetul cu încetul și a scăpat. Este bine, mersi, de mulți ani. Deci, treaba cu iertarea este mai complicată decât la prima vedere. După ce reușești și depășești acest blocaj al ego-ului, nu mai este nicio problemă. Pac, îmi cer iertare, da, te iert. Vine nici natural. Nici n-am ce ierta, Ioan. Da. Nu se pune problema. Da, da. Pentru că nivelul de transcendere este atunci când nici nu mai impun problema să te iert. Nu există, nu văd nimica rău în tine. Asta, să zicem, acesta este idealul, perfecțiunea. Înspre ce tinde. Da. Dai seama, eu nu vorbesc, tu ai spus-o. Nu, eu am zis-o. Bine, hai să mergem mai departe. Iar ratăm emisiunea. Nu o ratăm, dragii mei. Vă place. Bun. Acum, îți spun, Ioana, te rog frumos să spui în gând după mine sau cu voce tare. Îi iert pe toți cei care au greșit față de mine acum și altă dată. Îi iert pe toți cei care au greșit față de mine acum și altă dată. Îmi cer iertare tuturor față de care am greșit acum și altă dată. Îmi cer iertare tuturor față de care am greșit. Deci, am terminat cu iertarea, un proces foarte important. Am terminat și cu prima etapă, pregătirea. Tot ce am făcut până aici este pregătirea. A mea, a terapeutului și a pacientului și a noastră împreună. Se produce o armonizare. Da? Trecem la etapa a doua, purificarea. Etapa a doua, purificarea, conține mai multe subetape și mai multe tehnici. Fiecare tehnică poate să fie executată separat, de sine stătător, pentru o problemă pe care o am. Da? Dar întâi trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să luăm o pauză. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă doreau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul,
tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutie, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară. Am revenit și trecem la etapa a doua a terapiei, șambala protocolului care se numește pompos purificare. Purificare înseamnă curățare energetică. Continui să rămân cu palmele pe capul Ioanei. De la un bun început. Și acum mă folosesc din nou de Arhanghelul Mihail. Mă interesează să invoc Arhanghelul Mihail. De ce Mihail? Fiindcă are sabia. Să taie legăturile care nu sunt în voie divină, bag algoritmul ăsta și scap, care nu sunt în voie divină, între Ioana și mine. Da? Continui procesul de armonizare cu Ioana, pacienta. Între Ioana și boala ei, și numesc boala. Da? Foarte important. Algoritmul este... Mâinile continuă să fie pe cap, da? Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, vino, te rog, aici și acum și taie cu sabia ta de lumină toate legăturile care nu sunt în voie divină între Ioana și mine. Știe Arhanghelul despre cine este vorba. Inspir adânc, apnee, expir. Rămân cu palmele pe cap din nou. Dacă tot a venit Arhanghelul, îl mai cer, săracul. El mă ascultă. Mă ajută. Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, vino și taie cu sabia ta de lumină toate legăturile care nu sunt în voie divină între Ioana și afecțiunea ei sau afecțiunile ei, le numesc pentru că le știu. Mi le-a spus Ioana. Inspir, expir. Acum am nevoie să purific aura Ioanei. Când spun aură, spun mai mult. Spun biocâmpuri și spun chakre. Nu în profunzime, ci în exteriorul Ioanei. Am nevoie de un fel de abur antiseptic în jurul Ioanei. Fac invocarea flăcării violet al lui Saint Germain. Haideți să vă spun. Trebuie să spun, dragii mei, de 9 ori, notați-vă, următoarea afirmație. Sunt al flăcării argintiu-violet cu toată ființa mea. Sunt puritatea pe care Dumnezeu o vrea. Din nou repet, poate n-ați notat. Sunt al flăcării argintiu-violet cu toată ființa mea, sunt puritatea pe care Dumnezeu o vrea. Rostiți de 9 ori această afirmație în gând sau cu voce tare și apoi faceți invocarea de chemare în palmele dumneavoastră. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, trimite-mi, te rog, în palmele mele, aici și acum, flacăra ta argintiu-violet pentru ca să, trebuie să-i spun ce să facă, să curețe, să purifice aura, chakrele și biocâmpurile Ioanei. Atât. Aștept în palme, mișcând degetele ușor, să simt senzații. Nu mă las dus de mintea mea. Până când nu simt deja, eu simt deh. Spuneți-mi simplu, stimate mare maestru, când simt furnicături puternice, căldură în palme, pur și simplu simt, înseamnă că a venit. Atunci fac gestul, trageți Ioana capul spre mine, te rog, fac gestul și suflând fac acest lucru. Și o învelesc pe Ioana
într-o pătură eterică de culoare violet. Ne-am înțeles? Trec la următorul pas. Următorul pas este deja a treia etapă, care este echilibrarea. Ați reținut, sper, avem 5 etape în protocolul terapeutic. Primul lucru care îl fac, sunt cu palmele pe Ioana. Ai sta și pe tine, Vlad, dar ești departe. Far away. Vină cu capul, palmele mele de terapeut pe tâmple. Da? Rămân pe tâmple. Mulțumesc. Și spun, mentalizez, în gând. Palma mea stângă emite, dreapta recepționează. Ce echilibrez? Emisferele cerebrale. Pentru ca să împac capra cu varza. Să împac rațiunea Ioanei, emisfera cerebrală stânga, cu poeta, cu artista, emisfera cerebrală dreapta. Stau vreo un minut, două, așa, și apoi trebuie să schimb polarizarea. Energia face ce spun eu. Dreapta emite, stânga recepționează. Și iar stau două minute. Am terminat echilibrarea emisferelor cerebrale. Mai fac ceva, trec la invocarea energiilor. Rămân cu palmele pe tâmplele Ioanei și invoc energia Mahatma. Am vorbit noi în emisiunea trecută, energia Mahatma care curăță sufletul. Nu ridic palmele și spun Mahatma, 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 aici și acum, inspir, apnee, expir. De ce vine Mahatma energia? Pentru că am inițiere Shambhala. De asta. Atât. Trec imediat la următoarea. Invoc conștiința hristică. Conștiința hristică, conștiința hristică, conștiința hristică, sunt cu capul pe Ioana, pe creierii Ioanei. Da? La propriu. Conștiința hristică merge perfect la gândire pentru ca să deblocheze tiparele păcuboase de gândire și să iarăși un portal micuț, o fereastră de hristicizare a gândurilor Ioanei. Mă interesează, sună poate pompos. Știți voi ce înseamnă un comportament hristic? Zici, wow! Nimeni nu poate. Să spui întrebarea. Ai o situație de viață. Ai de luat o hotărâre. Întrebarea pe care ți-o pui tu. Ce ar face Iisus Hristos omul dacă ar fi în locul meu în 2019? Și așteaptă răspunsul. Vine. Deci asta înseamnă hristicizarea vieții. Să nu te duci tu în Galileea. Abar n-ai ce acolo, erau alte legi, alte cutume, alte educații, alte situații de viață, alte provocări. Nu, nu. Să-L aduci pe Iisus aici, în 2019, cu o situație de viață foarte modernă. De ce poți să-L aduci? Pentru că este atemporal. Cum ar proceda Iisus Hristos? Am o întrebare. În momentul în care pui această întrebare, ce ar face Iisus omul? Și aștepți. Te bazezi foarte mult pe intuiție? Nu. Nimic nu este întâmplător și... Te anulezi pe tine. Pune doar întrebarea și nu începe să cotrobăi rațional. Ți-ai gândul imediat după ce... Știi cum se întâmplă? De cele mai multe ori, numai dacă ești un medium, wow, eu nu sunt un nu ești, Ioana nu e. Suntem oameni normali. Da? De cele mai multe ori, universul, divinitatea ne răspunde prin sincronicități. Te joci cu telecomanda... Mici mesaje. Pac! Îl primești de la televizor, de la un film. Te întâlnești cu un prieten. Îți spune, fii atent ce prostie mi-a venit prin cap. Și îți dă răspunsul. De la... Deschizi o revistă la întâmplare. Sau o carte. La întâmplare, plictisit. Deschizi la răspuns. Și de câte ori nu mi s-a întâmplat... De câte ori le numim coincidențe ca fraierii. Da, da.
Nu este nimic ca coincidență. Nimic nu este întâmplător. Poate mă gândesc că telespectatorii care ne urmăresc în acest moment vor avea așteptarea aceea rapidă. Am pus întrebarea, ok, mă detașez, hai, când? Adică poate au nevoie rapid de un răspuns. Da, stai liniștit că oricum vine în maxim 24 de ore. Noi suntem atât de ghidați și de ajutați încât nu ne dăm seama. E dubios pentru oameni să accepte cât suntem de ghidați și cât de ajutați. Cât suntem de ghidați și de ajutați. Da. Corect. Mergem mai departe. Bun, deci cu echilibrarea, cu Mahatma, da. Trec la un proces. Atenție, sunt la echilibrare. Trebuie să echilibrezi chakrele Ioanei. Nu-i de glumă. Aici, fiți atenți cum procedez. O palmă pe creștetul Ioanei rămâne pe creștet și cu cealaltă mă plimb pe chakre. Stau când eu sunt terapeut puternic și egotic, după cum vedeți. Am nevoie jumătate de minut pe fiecare chakra. Dacă sunteți mai la început, un minut jumate, nu strică. Fac didactic, următoarea chakra, următoarea, cunoașteți chakrele. Asta este tehnica de echilibrare a chakrelor din sistemul Shambhala. Dar mai am una foarte faină, care este cu algoritm, care îmi place foarte mult și pe care aș vrea să vă citesc. Întâi trebuie să o găsesc, să o caut în carte. Armonizării sufletelor, echilibrarea chakrelor. Uitați aici. Scrie din minunată carte. Terapeutul pune palma dreaptă pe chakra Muladhara, da, între picioare. Sorry, acolo este, n-am putut eu. Stai, nu este nevoie să atingă zona fiind delicat, terapeutul, gen. Și rostește împreună cu pacientul următorul lucru. Te rog să... Hai, Vlad, că tu nu te-ai implicat. Cred că eul meu superior... Îmi asigură toate nevoile. Viața mea este plină de prosperitate. Mut palma, te rog, fă-ți autotratament pe chakra a doua. Ce spui? Îmi accept și îmi recunosc sexualitatea. Sănătatea mea fizică este puternică și pură. Palma pe plexus solar. Cu blândețe și într-un mod sănătos. Îmi eliberez toate sentimentele nerezolvate. Îmi revendic puterea personală acum. La piept. De bunăvoie și cu ușurință. Ofer și primesc iubire. Mă iert pe de-a întregul. Și pe ceilalți. Pentru toate greșelile și judecățile trecute. Palma pe gât. Cu ușurință și eleganță. Îmi exprim cele mai adânci sentimente și emoții. Palma pe frunte. Viziunea mea interioară este clară și puternică. Am încredere în intenția mea. Și în viziunea mea interioară. Sahasrara. Accept și îmi recunosc spiritualitatea. Îmi acord permisiunea. De a funcționa în condiții de sănătate perfectă. Permit fiecărei celule să se elibereze. Dețin controlul corpului meu și acționez responsabil. Iată un alt mod de echilibrare a chakrelor. Tena cu mâna? Da. Da? Super. Care este o terapie în sine? Mie mi se pare super modul ăsta. O terapie pentru fiecare în sine. Mesajul pentru fiecare. Da. Dacă fiecare chakra știm, cu toții are specializările proprii. Bun. Am terminat cu echilibrarea în general. Deci ce am făcut? Am echilibrat emisferele cerebrale,
ale pacientului și am echilibrat chakrele lui. Acum totul e în armonie. Acum mai fac un ultim pas. Îl învăț să facă respirația luminii. Vă explic pe scurt. Voi rămâneți cu ochii deschiși. Și spun așa, dragii mei, vă rog frumos să vă imaginați că atunci când inspirați, vă umpleți corpul din cap până în picioare ca pe o sticlă cu o lumină argintie sau aurie, cum vreți voi. Inspirația să fie lungă. Vreo 5 secunde. O apnee scurtă de 2-3 secunde politicoasă și când expirați, vă imaginați, totul este imaginație, că expirați 360 de grade prin pielea voastră. Această lumină aurie argintie devine un pic murdară, pentru că este ca o apă curată pe care îl torni dintr-un vas murdar și arunci apa murdară. Repetați, vă rog, de câteva ori și constatați că de fiecare dată, cu fiecare expir, culoarea, energia, apa care iasă din voi este tot mai curată până când devine la fel de pură ca cea care intră prin inspir. Haideți să facem împreună acest exercițiu. Se numește respirația luminii, este o tehnică de curățare pe care sub diverse variante am întâlnit-o la zeci de mii de kilometri distanță, la mii de ani ca timp distanță. Toți au făcut și fac tehnica asta. Deci există de mult și funcționează. Da. Respirația luminii este o tehnică de curățare energetică. Ajungem seara după o zi fierbinte. Doamne, mulțumesc, facem duș fiecare dintre noi. Spălăm trupul. Da. Dar ce facem cu corpul energetic? Îl spălăm și pe el. Respirația luminii este o tehnică foarte bună. O faci înainte să te culci, te întinzi, înainte să adormi, stare alfa, de câteva ori trebuie să faci. Inspiri, îți imaginezi că tragi lumină prin creștetul capului, fontanelă, și te umpli ca pe o sticlă. Când expiri, expiri prin piele 360 de grade peste tot. Atât. Urmează terapia propriu-zisă, cred că facem treaba astăzi. Terapia propriu-zisă. Și atunci trebuie să mă poziționez în funcție de zona pe care trebuie să lucrez. Stau cu palmele acolo unde e problema. Să presupunem că problema este la genunchiul Ioanei, pentru că acolo pot să ajung. Ridică-ți genunchiul, rămân pe toată durata terapiei, care durează cam 15 minute, etapa terapiei, pe zona unde are pacientul meu probleme. Da? Tot timpul. Lasă jos piciorul. Bun. Dacă sunt mai multe organe implicate în procesul terapeutic, fac pe fiecare în parte separat. Nu e șorcat aici? Scurtătura? Nu. Nu, pentru că vreau să-mi fac treaba cum trebuie. Ei bine, aici intrăm în sistemul de credință. Stau cu palmele pe locul cu pricina și încep să fac invocarea arhanghelilor. Și spun așa. Încep cu Arhanghelul Uriel, Arhanghelul Uriel, Arhanghelul Uriel, Arhanghelul Uriel. Sunt cu palmele pe locul pacientului, unde doare, unde e problema. Aici și acum. Inspir adânc, ca de obicei, apnee, expir. Stau cu palmele un minut, nu mai mult. Fără să ridic palmele, trec la următorii arhangheli. Arhanghele Rafael, patronul vindecătorilor, de trei ori, aici și acum. Rămân cu palmele încă un minut. Interesant cum se schimbă frecvența energetică, o simți în palme. Îl invoci pe arhanghelul Mihail, la fel, un minut, și în final pe Gabriel. Un minut. De ce în final pe Gabriel? Gabriel este vestitorul lui Dumnezeu. Se numea Hermes la greci. Da? Mesagerul zeilor. Gabriel știe unde să dirigeze energia.
care să vehiculează prin mine terapeutul. Deci este foarte important ordinea. S-ar putea să o trimită, noi nu vorbim doar de fizic. S-ar putea ca Gabriel să direcționeze energia, parțial sau total, la o situație din copilăria Ioanei când a avut o traumă de care a uitat și care a determinat apariția afecțiunii ei de acum, de adult. De asta apelez la Gabriel. Câte povești a spune despre Gabriel, nu avem timp. Sunt la terapia propriu-zisă, rămân cu palmele, invoc flacăra violet. Sunt conectat deja că am făcut-o în prima etapă, la pregătire și spun Saint-Germain, trimite-mi, te rog, flacă ta argintiu violet pentru ca se cureță și se purifice și spun denumirea organului pe care lucrez. Genunchiul Ioanei, ligamentele încrucișate, meniscul, ficatul, rinichiul, unde este problema. Inspir adânc, expir. Ajută foarte mult dacă știu cum arată ficatul sau rinichiul sau genunchiul, cine nu știe cum arată genunchiul, și îl vizualizez pentru un minut în culoare violet. Cu puțin exercițiu putem să facem antrenamentul acesta. Rămân cu palmele. Invoc energia conștiinței hristice și a iubirii necondiționate. Am nevoie să dezvolt iubirea necondiționată a lui Dumnezeu pentru genunchiul Ioanei, a Ioanei pentru genunchiul propriu. Din această cauză fac invocarea conștiința hristică aici și acum. Palmele rămân pe genunchi, da? Un minut, două. Iubirea necondiționată sau iubire hristică. Iubirea hristică este iubirea necondiționată. S-a lăsat omorât pentru noi. Punct. Tot așa de trei ori și țin palmele. Acum sunt la nivelul în care vizualizez pe rând și spun numele simbolurilor. Pot să folosesc mai puține sau mai multe simboluri după cum vreau. N-are rost să intrăm în simbolistică, nu suntem la un curs de Reiki Shambhala, dar le invoc pe rând, reikiștii știu, ciocurei, vizualizare, seiki, vizualizare, Hon Shaze Shonen, de trei ori vizualizare, mai am simboluri din Karuna, zonar, vizualizare, halu, vizualizare, hart, vizualizare, din Shambhala, lonsai, vizualizare, merkafalishma, vizualizare, motor zanon, vizualizare. Cer scuze, vizualizarea între palmele mele. Simbolul, okay. Vizualizez, de fapt, îl vizualizez pe ecranul mental, dar pot la fel de bine să mi-l vizualizez desenat cu ochii minții, pot să fac gestul, între palme și trupul, și corpul Ioanei. Da? Și stau cu palmele 10-15 minute. Și las, pentru că simbolurile sunt frecvențe energetice diferite. Indiferent ce acțiune, ce afecțiune are. Nu-i treaba mea. De ce? Pentru că lucrez în Shambhala cu multe energii, cu multe simboluri, cu multe entități. Da? Ce nu-i folosește, nu intră. Pentru că pe principiul rezonanței, Ioana, de fapt, își ia ce are nevoie. Da? Mă pregătesc să închei terapia neapărat cu împământare, pentru că Ioana este deja high, eu sunt high. Și atunci îi spun Ioana, te rog frumos să-ți imaginezi că din tălpi îți iasă niște vrejuri de fasole, ca și Jack și vrejul de fasole, dar pe invers. Adică îi crezi niște rădăcini în pământ. Le-ai văzut? Da, le-am văzut. Acum, îți imaginezi că atunci când inspiri, iarăși este invers, tragi energie prin rădăcini în picioare până în zona ombilicului. Adică tragi ca un copac, tragi sebă. Când expiri, împingi această energie de-a lungul coloanei vertebrale și o scoți prin cap. Deci inspiri, sugi energie,
prin rădăcini, tălpi, picioare, în rezervorul dantienului inferior, cum îl numesc chinezii, taoiștii, pe expir împinge această energie a pământului pe coloana vertebrală / canalul central sushumna și îl scoți prin fontanelă / chakra sahasrara. După ce a făcut câteva, imediat se înviorează, da? Deschide ochii, vine celebrul Hag îmbrățișare Shambhala, ne luăm în brațe așa, ne lipim piepturile, nu pubisurile, vă rog, și stăm așa 30 de minute. Opțional, e și mai bun. Când tu expiri, eu inspir. Și invers. Da? Și gata, protocolul terapeutic Shambhala. Durează între 30 de minute și o oră. Este cel mai complex protocol de Reiki pe care îl știu. N-am văzut o structurare, cu toată smerenia, o structurare mai bună. Dragii mei, foarte simplu. Pe net, librărie spirituală, Doru Cica, manual de depanare-reparare prin Shambhala, MDH Reiki. Nu costă mult. Este o carte foarte utilă pentru terapeuți. Nu trebuie să fii terapeutul vieții. În primul rând, să fii, cel mai important lucru, să fii propriul terapeut. Și cu asta vă anunț, dragii mei, că am terminat Shambhala. Dacă vă place modul acesta de a prezenta cursuri de Reiki, vă rog frumos să mă anunțați și pe mine, pentru că putem să abordăm Karuna Reiki în felul acesta și alte sisteme de Reiki. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat încă o dată. Namaste! Mulțumesc și vouă! Mulțumim! Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că torsărui, cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat. L-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat. Mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.